Așa, dar pornim la geometrie. Să spunem așa. Linii importante într-un triunghi. Da? Linii importante într-un triunghi. Liniile importante sunt, Miruna vorbește, bisectoarea. Deci bisectoarea. Și ce este bisectoarea? Împarte unghiul în două părți egale. Deci? Semidreapta. Semidreapta care împarte unghiul, nu triunghiul. Două unghiuri. Da. Bisectoarea, vorbim de bisectoarea unui unghi. Da, despre unghi face ea. Deci împarte unghiul, împarte unghiul în două părți egale, adică în două unghiuri de aceeași măsură, da, două unghiuri congruente. Așa. Și ce mai știți despre bisectoare? Nu, despre bisectoare vreau să insist. Bisectoarele sunt... Ce este? Sunt egale de părțile de latură sau punctele de pe bisectoare sunt la egală distanță de laturile unghiului. Adică, când ai zis bisectoare, tu ai în cap următoarea chestie. Aici să o zic, da? Deci, trebuie să vezi așa că am dus bisectoarea unghiului, vezi? Am părțit în două unghiuri congruente, cum am vorbit, deci două unghiuri de aceeași măsură. Și dacă te oprești la orice punct și duci perpendicular, așa și așa, astea două sunt egale. Da? Astea două sunt egale. Deci punctele de pe bisectoare sunt la egală distanță de laturile unghiului. Deci asta e calitate foarte importantă. Deci punctele de pe bisectoare sunt egal depărtate de laturile unghiului, da? Sunt egal depărtate de laturile unghiului. Scrieți în cuvinte. Sunt egal depărtate de laturile unghiului. Sunt egal depărtate de laturile unghiului. Depărtate de laturile unghiului. Deci, când am deschis gura și am pronunțat cuvântul bisectoare, astea două lucruri le-am. Împarte unghiul în două și punctele de bisectoare sunt la egală distanță. Adică duc iau un punct la întâmplare și duc perpendiculare din punctul acela pe cele două laturi, cele două segmente sunt congruente. Da? Cum se demonstrează, triunghiurile astea sunt congruente și, mă rog, sunt... De ce? Că au ipotenuza comună, da. Au ce? Unghiul ăsta cât ăsta, unghiul ăsta din 90 de grade și de aici suntem în cazul ipotenuză unghi, nu? IU. Ipotenuza care e comună și unghiul ascuțit. Că unghiul ăsta din 90 de grade, știm asta. Ipotenuză unghi ascuțit. De fapt, suntem într-un caz particular unghi, latură unghi. Cel de-al doilea unghi vine natural până la 180 de grade, până la 90 de grade. Ei, o altă linie importantă despre care... Nu, aici mai vorbim de un lucru foarte important. Bisectoarele sunt concurente. Da. Da? Deci se întâlnesc toate în același punct. Mai nota și chestia asta. Deci, bisectoarele sunt concurente. În paranteze, se întâlnesc în același punct. Sunt concurente, se întâlnesc în același punct, numit centrul cercului înscris triunghiului. Numit centrul cercului înscris triunghiului. Adică este vorba de centrul cercului care este în interiorul triunghiului tangent laturilor. Și este centrul punctul H? Nu, H este la intersecția înălțimilor. Centrul cercului înscris. Numit centrul cercului înscris. Se notează cu I. Așa. Da? Se notează cu I.
De regulă. Da, pot să mă descurc la acel punct, dar mă tem de regulă. Cu centrul cercului înscris și puteți să spuneți cercul este în interiorul triunghiului. Tangelatul. Adică, iată copii, dacă am un triunghi, la întâmplare, am să iau un triunghi ascuțit unghic, ce înseamnă triunghi ascuțit unghic? Toate unghiurile sunt mai mici de 90. Da? Ei, și duc bisectoarea asta albii, duc două bisectoare și s-au întâlnit într-un punct aici, acest punct are calitatea că e la egală distanță, fiind pe bisectoarea asta la egală distanță și de latura asta și de latura asta. Deci, perpendiculara asta de aici dedusă, vezi, așa, adică asta de aici, e egal cât asta de aici. Din motivul acela că punctul acesta e notat, se află pe bisectoarea asta și atunci el era la egală distanță de latura unghiului, da? Da. Iată-l pe același punct I și pe bisectoarea asta. Păi, față de bisectoarea asta, iarăși la egală distanță de latura unghiului, adică asta de aici, față de asta la altă, zic, un pic mai sus. Asta de aici cât asta de aici. În final, punctul ăsta se află la egală distanță și de latura asta, și de asta, și de asta. Adică aici, distanța asta până la latura de aici, până dincolo, sunt raze în cerc. Corect. Atunci iată că am descoperit centrul cercului înscris în triunghi. Pentru că acele sunt, repet, raze. Dar perpendiculare duse sunt raze. Deci centrul cercului înscris triunghiului se găsește prin intersecția bisectoarelor. Încă o șmecherie. Dacă ați găsit două bisectoare, cea de-a treia care trece prin punctul respectiv și pleacă din vârf, e tot bisectoare. Deci, da? Deci dacă s-ar fi dus corect, dacă ai fi dus corect bisectoarele, semn că nu le-ai dus corect, adică tu le-ai trasat din ochi aici, nu? Poate n-ai dus perfect bisectoare și acum, fiindcă nu ți se întâmplă ție să fie uite așa, și n-ai dus înălțimea așa. Perfect. Faptul că nu-i tangent și latura și astea, asta se întâmplă din cauza că bisectoarele nu au fost măsurate, nu au fost dus cu multă precizie. Înțelegi? Trebuia să fie tangent și aici. Și la latura asta. Deci să ating o singură dată. Da? Una din bisectoare asta nu e corectă. Unghiul ăsta nu e câte așa, deci. Da? S-a întâmplat așa că ăsta de aici, unghiul ăsta nu e cât ăsta. Este mai mare. Da. Și nefiind bisectoarea adusă corectă, se întâmplă chestia asta. Copii! Atenție! Când pronunț cuvântul bisectoare, în mintea mea, trei lucruri trebuie să le am perfect. Unu. Că? Împarte unghiul în două unghiuri complete. Adi. Că sunt ăsta, punctele de pe bisectoare sunt egale de pătate de laturile segmentului. Nu segmentul, laturile unghiului. Că unghiul e format de două laturi, da? Și trei. Și ele sunt concrete. Și că ele sunt concrete. Aceste trei lucruri trebuie să le aveți în minte. Iar punctul acela de întâlnire a tuturor celor trei bisectoare se numește centrul cercului. Înscris. Da? Că cercul dus acolo, cu centrul acolo, e tangent laturilor și cercul se află în interiorul triunghiului, da? Bun. Este tangent chiar în punctele în care am dus perpendicularele. Deci dacă vreți să aflați punctul în care el întâlnește o singură dată latura, triunghiul este exact în punctul acesta în care am dus perpendicularele din punctul respectiv. Acolo se atinge. Acolo se atinge cercul. Neapărat trebuie să se întâmple așa. Dacă zice bisectoare. O altă chestie, faptul că sunt toate trei concurente, Adina, dacă ai dus două bisectoare, cea de-a treia care înseamnă să unească vârful cu punctul de întâlnire a celorlalte, e și ea bisectoare. Deci asta e o șmecherie care să spună așa, să se arate că asta e bisectoare. Dacă tu, din problemă, ai reușit să duci două bisectoare, și ai găsit centrul cercului însă. Dacă și a treia. Și a treia care trece pe acolo, n-are ce face. Tot bisectoare. Că ea și ea, punctul ăsta e la egală distanță de laturile acestea. Și dacă e la egală distanță, e bisectoare. Și gata, problemă. Asta este cu ce? Cu bisectoare. Mergem mai departe. Înălțime.
Este perpendiculară trasă din... Dar ce-i dreaptă, semidreaptă, segment? Dreapta. Perpendiculară ce-i? Dreapta perpendiculară. Nu-i dreaptă. Semidreaptă. Ia, înălțimea la dușii de regulă de unde din vârf, da, până la latura opusă. E un segment. Da? Un segment. Tu ai zis un segment care pică perpendicular pe latura opusă, nu? Și au... Da, să scriem, nu? La bază... Da, deci, deci, perpendiculară, da? Înălțimea perpendiculară. Perpendiculară pe latura opusă. Perpendiculară dusă din vârf. Atenție! Dusă din vârf pe latura opusă. Deci vorbim de înălțimea unui triunghi, din vârf trebuie să plece. Că perpendiculara, mai am eu o situație când duc perpendiculara pe mijlocul unui segment. Dar imediatoare. Deci perpendiculara duce din vârf pe latura opusă. Ce mai sunt? Deci înălțimea are numai, are, urmează două unghiuri de 90 grade. Păi, da. Dacă zic perpendiculară, numai asta e calitatea ei. Că aduci pe drumul cel mai scurt. Da. Și că înălțimele sunt congruente. Și punctele de pe... Mai am ceva de remarcat, nu am nimic despre punctele de pe înălțime. Deci nu am nicio calitate. Punctele nu mai au nicio calitate. Doar că înălțimele sunt concurente. Foarte important, da? Înălțimele, ca și bisectoare, înălțimele sunt concurente. Adică una e congruent, care înseamnă că aceeași lungime. Adică o aceeași lungime. Nu. Concurente sunt, au același punct, vectori în același punct. Deci concurentă e altceva și congruentă e altceva. Da? Concurente, înălțimele sunt ca și, uite, și aici la bisectoare, da? Da. Sunt concurente. Bisectoare la fel. Într-un punct numit, ortocentrul triunghiului. Aici e ortocentrul. Da, da. Într-un punct numit ortocentrul triunghiului. Și pe baza acestei idei subliniază că se fac probleme foarte multe și tare. Da? Numit ortocentrul triunghiului. Și aici subliniază. Atenție! Atenție! Dacă am descoperit două înălțimi, două înălțimi și am găsit punctul de intersecție al lor, adică ortocentru, a treia care trece, și subliniați, a treia care trece, care pleacă din vârf și trece prin punctul de intersecție, a treia care pleacă din al treilea vârf, nu? Din al treilea, da? A treia care pleacă din al treilea vârf și trece prin intersecția lor, este și ea tot înălțime. Iar. E tu ai călcat. A treia care trece acolo este și ea înălțime. A treia este și ea înălțime. Ăsta este lucru spectaculos, folosit în foarte multe probleme. Atenție! În foarte multe probleme. Când arăți că o dreaptă e perpendiculară pe alta, cel mai des, arăți că e vorba de o dreaptă care e înălțime într-un triunghi și aia pică perpendicular pe a treia, cum ar fi perpendicular pe baza triunghiului. Deci foarte des, asta este tehnica în problemă. Da? Deci, despre înălțime. E perpendiculara din vârf pe latura opusă, drumul cel mai scurt într-un limbaj de ăsta nostru, ca să ajungi la latura opusă, nu pe o oblică, pe drumul cel mai scurt ajunge acolo. Și că sunt înălțimile concurente într-un punct ortocentru și foarte des folosit în probleme speculația asta. O să vedeți, o să vă dau mai multe probleme. Mediatoarele.
mediatoarele. Mediatoarea, înălțimea, mediatoarea, să spunem. Mediatoarea. Ce este mediatoarea unui segment? Atenție! Dreapta, perpendiculară pe acest segment, nu? Perpendiculară de unde? Pe mijlocul unui segment. Foarte important. Da? Deci mediatoarea, liniuță, perpendiculară pe mijlocul unui segment. Și ce calitate au punctele de pe a doua problemă, ca și la bisectoare? Că sunt la egale distanță de capitele segmentului? Nu. Punctele? Da. Punctele de pe mediatoare sunt la egale distanță de capitele segmentului, da? Deci punctele de pe mediatoare sunt la egală distanță de capetele segmentului. Da? La egală distanță de capetele segmentului. Dragilor, vedeți, bisectoarea are punctele care se bucură de anumite proprietate, că sunt la egală distanță de laturi. Mediatoarea are calitatea asta, că toate punctele sunt la egală distanță de capetele segmentului. Noi când ducem mediatoarele triunghiului, de fapt ducem mediatoarele laturilor. Deci, atenție, când ducem mediatoarele, puteți spune așa, mediatoarele într-un triunghi, echivalent, cu a spune că e vorba de mediatoarele segmentelor determinate de laturi. Da? Mediatoarele segmentelor determinate de laturi. Adică, cu alte cuvinte, mediatoare laturi. Căutăm mijloacele și ducem perpendiculare pe acolo. Mediatoarele segmentelor nu? Determinate de vârfurile triunghiului. Segmentele acelea. Sunt trei laturi. De fapt, laturile triunghiului. Asta facem. Mai trec mediatoarele prin vârfuri? Nu. Dacă da, când? Ce fel de triunghi? Și în general... Triunghiul echilateral. Deci, fiecare dă un răspuns, da? Poate nimerește. Hai să luăm un triunghi la întâmplare. Deci un triunghi oarecare. A, B, C. Și, Adina, hai să ducem mediatoarea lui AB. Căutăm mijlocul lui AB. Și ducem o dreaptă perpendiculară pe AD. Da? Și notăm pe asta M, AB. Mediatoarea lui AB. Segmentul AB. E o dreaptă perpendiculară, nu? Perpendiculară pe mijlocul segmentului AB. Trece ea prin vârf? Nu. Vedeți că nu trece prin vârf. Atâta, în cazul ăsta. Da? Deci în cazul ăsta nu trece prin vârf. Dacă triunghiul ar fi fost isoscel, dacă AO s-ar fi aflat aici, atunci AO ar fi avut calitatea să fie la egală distanță de B și C și numai atunci ar fi trecut. Am zis corect? Poftim? Am zis corect. Tu cum ai zis? Isoscel. Deci tu ai spus că în cazul în care triunghiul este isoscel, atunci trece prin vârful respectiv, da? Și atunci, dacă notăm punctul ăla cu N, N ar fi egal cu N, nu? Deci, în cazul în care AO este aici pasat, undeva pe asta, triunghiul devine isoscel, tocmai din calitatea că e la egală distanță. Da? De aceea. În rest, nu trece într-un triunghi în care nu. Și iată, Miruna, duc și mediatoarea asta la a lui AC. Mediatoarea lui AC, din nou o dreaptă, dar din nou o dreaptă, care nu are nicio treabă să treacă prin vârful B. Când ar trece prin vârful B? Dacă ar fi... isoscel cu vârful în B. Deci,
Dacă triunghiul ar fi isoscel, vârful de aici, dacă B s-ar afla aici, atunci BA cu BC congruente. Adina, dacă te uiți în altă parte și ești distrată, e problema ta. Eu fac efortul să mă fac înțeles, dar na, poți să te întorci acasă fără mare lucru. Dar tu ce faci acum? Știi sigur că te duci la proful online și iei de acolo lecția și spui, aia n-am treaba, poți să... Așa se întâmplă și la clasă. De foarte multe ori vă întrebați, n-am înțeles lecția. Și vii cu acasă cu răspunsul ăsta, dar tu nu faci suficient efort să fii în lecție. Și nu spui în timpul lecției, domnul profesor, acolo nu am înțeles, vă rog frumos, insistați încă o dată. Și dacă la clasă profesorul are sau nu răbdare să facă asta, proful are răbdare să facă. Și tu dacă îi faci acest lucru, îi faci o dovadă că faci un antrenament pentru a fi în lecție, dar de cele mai multe ori, tu și alții ca tine, la clasă sunteți pasivi. Deci stați acolo, să faceți voi treaba, să zic, n-are treabă cu mine, eu spun ce vreau acolo, eu nu mă gândesc și eu la ale mele, am eu pe ale mele. Da. Deci eu insist, vă spun, dragilor, că un lucru important este în timpul lecției să fii conectat ca să prinzi lecția. Da? Foarte important. Așadar, am început discuția de mediatoare, perpendicularea pe mijloc. Mediatoarele, vorbesc de mediatoarea unui segment, de fapt mediatoare laturilor. Când am dus mediatoarea lui ABAD, am notat-o cu E minice AB, așa stă dreaptă, perpendiculară pe mijloc. Am dus și mediatoarea lui AC, să o notăm cum AD acum, E minice AC, perpendiculară pe mijlocul AC. Să ducem și pe alu AB, domnule? Dacă o ducem și pe alu lui AB, trebuie să căutăm mijlocul lui ABAD și din mijloc pur și simplu unim cu punctul ăsta și este sigur perpendicular. Și acolo s-a da? Este sigur perpendicular. Nu ne mai batem capul să mai ducem noi unii. Și acolo s-a format centru de greutate. Deci aici asta este mediatoarea lui AB. Mediană, mama ea. Da. Mediatoarea lui AB. Ne-am făcut mediana cu mediatoarea. Mediana pleacă din vârf. Pe mijloc. Pe mijloc. Unde este vârful cu mijloc. Și nu are nouă. Și nu are nicio treabă. Mereu, nu are mereu. Da? Nici nu. Deci încă o dată. Adică ce faceam cu povestit-o până acum este așa. Că la mediatoare, vorba din mediatoarea unui segment. Deci am un segment și duc mediatoarea, adică o perpendiculară pe mijloc. Da? Caut mijlocul și duc o perpendiculară. Asta e mediatoarea. Mediatoare. E perpendiculară pe mijloc și formată din toate punctele. Deci toate punctele din mediatoare au calitatea asta că sunt la egală distanță de capete. Și asta am dovedit-o. În multe probleme, când am arătat lucrul acesta, am arătat că congruența triunghiului nostru are loc. Ei, în condițiile acestea, în cazul de față, sunt trei segmente. E segmentul AB, segmentul BC și AC. Cele trei segmente au mijloacele lor și ducem cele trei mediatoare. Hai să luăm, să discutăm despre mediatoarea lui A, lui aici în AB, nu trebuia să spun AB, ci cât BC. Da, BC. Aici AC e bine și AB acolo e corect. Insist. Mediatoarea lui BC. Da. Iruna, ajută-mă, te rog, ești. Mediatoarea lui BC. S-a întâlnit cu mediatoarea lui AC într-un punct O, se notează. Nu e ortocentru. Într-un punct O. Hai să vedem, Adi, ce calitate au punctele dacă e vorba de mediatoarea lui BC. Punctele, oricare ar fi la care ne te opri tu, inclusiv la O ăsta, fiindcă se află pe mediatoarea lui BC, de distanța asta de la O la C, egală cu distanța de la O la B, din cauza că ca orice punct se bucură de calitatea asta, da?
tot om, e și pe mediatoarea lui Ace. Ce calitate are punctul O dacă e pe mediatoarea lui Ace? Că e la egală distanță. Deci, dacă e pe mediatoarea lui Ace, O C cu O A cumplite. Și acum fiți atenți. O A, O B cu O C. O C cu O A. Cum este O A cu O B? Congruente. Și un astfel de punct care este la egală distanță de capetele A și B, el n-are ce face numai pe mediatoarea lui AB se află. Că punctele la egală distanță de A și de B nu sunt pe mediatoare. Cu alte cuvinte, în clipa în care ai două dintre ele duse și ai găsit punctul acesta, cea care unește mijlocul cu punctul respectiv, devine mediatoare. Adică e perpendiculară, aici, fără să-ți bați capul. Da? Devine mediatoare pentru că ea are calitatea punctul acesta de a fi la egală distanță de A și de B. Ori punct e la egală distanță de A și de B, deci capete unui segment, pe cine s-a făcut? Pe mediatoare. Este reciprocă. Demonstrăm ca, de exemplu, că trebuie să ca O și că O, B sunt congruente, atunci O e mediatoare. Deci dacă am demonstrat că O, A și O, B sunt concurente și ai mijlocul, atunci O cu mijlocul e mediatoare. Dacă ar fi nână acolo, O, nână, mediatoare. Deci mijlocul acela nână pe care îl ai din problemă și cu O, intersecția altor mediatoare, celorlalte două, atunci aceea de-a treia e tot mediatoare. Da? Pică perpendiculară. Deci, vedeți, două din ele, a treia vine mediatoare. Două înălțimi, a treia înălțimi. Două bisectoare, a treia bisectoare. Da. Deci este un lucru deosebit de important, fructificat în probleme, în multe probleme de autoare. Asta, pe asta mizează. Și mediana, că Miruna le încurcă mediatoarea. Hai că, Miruna, hai să lămuri și cu asta. Mediana. Ce putem spune despre mediana? Cea de-a... ultima. Da. Ce-i mediana? Segmentul? Segmentul care avem test. Deci mediana. Nu, mediana e segmentul. Mediana. Mediana este segmentul care împarte... Nu împarte nimic. Ce face? Unde este pe cine cu cine? Unește vârful cu latura opusă. Mijloc. Mijlocul latura opusă. Cu latura opusă sunt atâtea puncte cu latura opusă. Unește vârful cu mijlocul latura opusă. Două puncte, două de termenul dreapta. Deci, vârful cu mijlocul laturii opuse. La mediatoare mai trebuia să mai punctăm ceva. Punctul acela din intersecție este centrul cercului... circumscris. Circumscris. Da? Circumscris. Circumscris este dat de intersecția unei bisectoare interioare cu una exterioară. O să discut acum așa de asta. Deci, centrul cercului circumscris, adică se întâmplă așa. La mediatoare, știi, dacă am așa, și am dus două mediatoare, asta și pe cealaltă, am găsit un punct care e la egală distanță și de asta, și de asta, și de asta, din vârful. Faptul că e la egală distanță, din vârful sunt astea raze. Și atunci e vorba de un cerc care trece așa, care trece prin vârfuri. De faptul că cercul trece prin vârfuri, înseamnă că el este înscris, adică este în interiorul triunghiului. Și triunghiul, cercul e pe afară. E circumscris triunghiului. Mai înainte, aici a fost înscris. Era în triunghiul. În interiorul unghiului. Acum este în afară. Aici se numește intersecția bisectoare, indică centrul cercului înscris, iar intersecția mediatoarelor îmi indică centrul cercului circumscris. Da? Cerc circumscris. Cerc circumscris. Centrul cercului circumscris. Și hai să vedem și cu medianele. Deci mediana ce am spus că face? Unește vârful cu mijlocul laturii opuse. Da.
vârful, cu mijlocul laturii opuse. Ei, haideți să duceți medianele într-un triunghi. Hai să luăm într-un triunghi oarecare. Da, într-un triunghi oarecare. Putem să facem și echi la zerul? Oarecare, să vă zic. Nu dreptul, nu e echi la zerul. Să facem un drumul ăsta. Ei. Gata, eu. Uite, din mijlocul 10, ducem din A la B, C. Din mijlocul AB, ducem din C la AB. Duceți cele trei, da? Veți vedea, dacă sunteți riguroși, când luneți vârful cu mijlocul, toate trei sunt, trec în același punct. Deci toate trei trec în același punct. Deci vârful cu mijlocul, vârful cu mijlocul. Dar ele se duc în... Cum? Vârful cu mijlocul. Este destul de simplu. Vârful cu mijlocul. Da? Și veți sesiza, dacă sunteți riguroși în a duce pe cele trei, că toate trei până în același punct. Deci toate trei până în același punct. Vârful cu mijlocul, laturi opuse, mediane, da? Da. Hai să vedem repede. Și la mine a trecut. Și la mine. Perfect, perfect. Da? Deci asta, asta așa s-a întâmplat. Dacă ai ieșit curbat un pic, nu, nu poți să aplaci pe aici. Da. Dacă ai văzut că nu vrea să-ți treacă ea, cum vrea ea, ai forțat un pic, un pic curbat. La mine a ieșit. Da? Deci, și de ce? Că aici n-ai dus. N-ai căutat mijlocul ăsta. Dacă tu cauți și măsori, nu-i mijlocul acolo. Deci, adică. Mai era puțin mai sus. Păi, un pic mai sus. De ce ia-ți-o tribuna curbată? Da? Deci ce am spus că facem? Și ăsta e centrul de greutate. Segmentul care unește vârful cu mijlocul la exact. Și... H. Nu. G. G. Centrul de greutate. Da? Notați. G este punctul de intersecție și el are o calitate extraordinară. Se află pe fiecare mediană la o treime de bază și două treime de vârf. Da? Pe fiecare din mediană, la o treime de bază și două treime de vârf. De acolo, dacă ați agățat triunghiul, deci dacă ați agățat triunghiul de acolo, el trebuie să rămână, imaginați-vă că este, aveți o, să spunem, o placă omogenă sub formă de triunghi, și vreți să agățați de acolo, din intersecția medianului, el stă în echilibru. Da? Centrul de greutate. Haideți acum să... Nu mai face și... Le ducem? Acum, acum. Deci, haideți într-un triunghi. Și spuneți și linia mijlocie. Da. Nu știu, linia mijlocie. Linia mijlocie. Unește mijlocul a două laturi. Da? Linia mijlocie unește mijlocul a două laturi. Ce proprietăți are? Este paralelă cu este paralelă cu cea de-a treia latură. Paralelă, deci cu cea de-a treia latură. Și jumătate din aceasta. Și jumătate din aceasta. Paralelă. Din a treia, nu? Din a treia. Și acum, haide să desenăm un triunghi și să ducem toate liniile importante. Hai. Deci A, oarecare? B, C, un triunghi oarecare. A, B, C. Din vârful A vreau toate liniile importante. Adina, tu mă conduci și spui, vreau să ducem putare. Asta face așa, vreau să ducem putare. Păi să începem cu... Prima, care bisectoarea. Bisectoarea. Bisectoarea unghiulea. Ce face bisectoarea? Bisectoarea face două unghiuri congruente. Da? Deci, facem un arc, uite așa. Noi știm să construim bisectoarea cu compasul foarte riguros. Am făcut asta. Deci, și ducem pur și simplu bisectoarea
AI, să zicem jos. I, da. Da. AI bisectoare. Bisectoare, da. AI bisectoare. Și deoparte notează. AI bisectoare. Notăm a unghiului? Bisectoarea unghiului A, da. Bisectoarea unghiului BAC. BAC. Vreau să duci înălțimea, Adina. Înălțimea? Tot din A? Tot din A. Toate din A. Este perpendiculară trasă din vârful, triunghiului pe latura opusă. Dusă, deci perpendiculară din vârf pe latura opusă. Drumul cel mai scurt. Ia uitați cum fac. A, A prim, să zic aici. A, A prim. A, A prim. Ce este A prim? Segmentul A prim? Înălțime. Se mai notează cu H inițial. Da? H. H simplu. E punctul de intersecție al lor. Punctul cu H mare, da? Eu știam că se trece și H. H mic. H mic, în, da, mic indic, indic cu litera ca să spun de unde s-a dus. H A, că e din A. H B, că e din B. Da? Și mediana, caut mijlocul, vorbește între ce ai mediană? Segmentul tras din pe mijlocul platurii pe vârful. Din vârf, din vârf pe, la, pe mijlocul latriului opus. Unde este vârful cu mijlocul? Ce atâta vorbărie? Da? Vârful cu mijlocul latriului opus. Am dat cu M aici mijlocul. AM. AM mediană. Da? AM mediană. Și anume trebuie să aibă 90 de grade, doar că bămâie că mă. Nici nu se pune problema să aibă 90 grade. Doar într-o singură situație are 90 de grade. Când? Al loc și toată când scrie între unghi... Iisus, cel. Ele se suprapun. Nu mai sunt distincte. Toate s-au suprapus. Da? Dintre unghi, Iisus, cel. Și mediatoarea, hai să duci mediatoarea segmentului BC, mediatoarea de M, indice, BC, da? Tot pe mijloc, da? De asta e perpendiculară. Chiar acolo, adică chiar în mână, da? Perpendicular, dacă e notat cu mână, e mijlocul ăsta, după tine. Adică am AC cât așa, cât B, M. Da, la mine. Știi ce am întrebat la tine? Din cauza că ai luat triunghi isoscel, da? Ai luat pe ăstea două egale ati, ai vrut să le duci distinct ca mine și le-ai dus greșit. Deci am un triunghi așa cum l-am desenat eu, fără să fie social asta, să nu fie egal cu asta. Da. Desenați din nou, că acolo e o trăznaie. Vezi cum am făcut eu acolo. Dar dacă le-ai luat unghiul drept aici, când duci înălțimea, eu te mi-am făcut așa, Adi. Trebuie să te părăsc, Adi, nu se poate. Tu mi-ai făcut așa. Adi să vedem aici, în varianta lui Adi, A, B, C. Vreau să duceți mediana. Nu poate duce mediana. Vârful cu mijlocul, da? Să ducă înălțimea. Care este înălțimea în condițiile astea? E AB. E AB. Deci s-a suprapus. Dacă tu... Dar nu-i dreptunghi? Îl luat în dreptunghi, da. El n-a înțeles. Adi, fă chestia asta la altă. După ce l-a luat dreptunghi, vin așa și mută-l pe B aici. Și ai și înălțimea adus odată. Eu am bisectoarea cu... Deci... Ăsta. Bisectoarea de... Deci înălțimea este acum. Bisectoarea, te gândești că duci în unghiul două părți. Asta este bisectoarea. Mediana e pe aici și mijlocului BC. Mediatoarea asta este. Și mediana așa. E mai desenat odată pentru tine. Pentru că vreau să ai lucrurile clare, da? Deci bisectoarea n-am mai dus eu. Ai înălțime. Ai dus în mediatoarea, vezi? Ai dus în mediana. Dar bisectoarea pe aici, pe undeva. Deci împart unghiul tot în două, da? Cam așa. Bisectoarea unghiul. Da, dragilor. Și linia mijlocie. Atenție, linia mijlocie unește mijloacele a două laturi. Asta e linia mijlocie. Deci,
să zicem... Și are vreo proprietate? Ier? Yes. Da, dar nu da. Așa școală. Are. Deci ier, yes. RS este paralel cu BC. Ier e paralel cu BC. E o teoremă, nu? Da, exact. Exact. Ne putem da seama de ce, imediat. Pentru că au niște unghiuri, ați înțelegeți. Sigur că da. Asta vă putea dovedi. Și jumătate din BC. Și jumătate din BC. Deci ieri iese cât din BC. Jumătate din BC. Foarte important. Și deci, jumătate din BC. Ieri ies asta. Este paralelă cu BC. Da, da. Și jumătate din ea. Și doi. Ieri ies asta. Segmentul ăsta ieri ies. Egal, sau măsura, cum zicem, măsura lui Ieries, nu? Lungimea lui Ieries, egal cu măsura lui BC pe 2. BC pe 2. Jumătate din BC, da? Și acum își facem sistemul adinei, nu? Hai să ne apucăm detalii. După ce am văzut... Sistemul adinei, când noi mâine avem algebra și am mâine are geometria. Hai să facem tema ei, dar tu la ce ești? Am de la seară... De la pagina. Nu, m-a dat doamna. Într-un isoscel, înălțimea... lipsește înălțimea din... Nu, înălțimea din vârf este și mediană, bisectoare și mediatoare. Să demonstrăm. Da. Că într-un isoscel... Și am și exerciții. Este problemă, da? Deci, într-un triunghi isoscel, tocmai ce s-a vorbit, ce am vorbit mai devreme, adică, într-un triunghi isoscel... Triunghi este isoscel. Înălțimea. Da. A, B, C. Da, da. Facem isoscel. Este, sigur. Da, acela. Ăsta e isoscel. Deci mă întreabă dacă ăsta este isoscel. Este. Este isoscel, dar și dreptunghic. Care un drept. Da, are un drept. Înseamnă că în condițiile în care vrei să... Eu am amic. Da. Desenează așa. Cum ai desenat cu totuși un triunghi isoscel cu multă precizie, copii? Cum ați desenat? Le-aș lua pe ăsta două, după care le-aș lua. Nu, știu eu. Luăm o dreaptă, deci un segment. Da. Și găsim mijlocul. Da. Și tragem perpendicular. Deci, din ducem asta, ducem perpendiculara pe mijloc. Da? Perpendiculara pe mijloc. Așa. Și ce știm despre perpendiculara pe mijloc? Ce este perpendiculara pe mijloc? Ce este? Mijlocul. Perpendiculara pe mijloc unui segment. Mediana. Este și mediana. Mediana. Este și mediana. Deci eu așa vreau să construiesc mediatoare, că așa mi-a zis ea. Dacă vreau să construiesc un triunghi isoscel cu multă precizie, caut mijlocul. Și cum aș găsi mijlocul cel mai rapid? Mijlocul... Compasul. Cu compasul. Am zis. Luăm... Atenție. Cu compasul luăm deschizătura un pic mai mare decât mijlocul. Îl mutăm cu aceeași de așa. Și când ne-am unit pe cele două, am dus mediatoarea. Deci asta e mediatoarea segmentului, da? Atenție, am dus mediatoarea segmentului ăsta. Domnul profesor, da. Dar nu mai este și mediatoare, și mediană, și înălțime, și bisectoare. Asta cerem o problemă. Trebuie să demonstrăm. Deci noi nu facem altceva azi, decât să plecăm cu una din ele. Corect. Și am plecat cu calitatea de mediatoare, că am dus pe BC. Și știu că toate punctele de mediatoare au calitatea că sunt la egală distanță de B și de C și iau un punct. Și îi spune aici, și când unesc pe A cu B și pe A cu C, acesta este triunghi isoscel. Corect, da, nu? Da? Da. Că a fost problema cum construiesc triunghiul ăsta isoscel cât mai corect. Corect. Bine. Acum, l-am construit triunghiul. Ce este asta care am unit la A punctul ăsta? Mediană, este deocamdată că mediatoare. Înălțimea să fie mediană, bisectoare și mediatoare. Înălțimea să fie. Păi bun. Acum, faptul că punctul A e pe această perpendiculară, nu vrei să fii atentă? Ascultați.
Ce este perpendiculara din vârf dusă pe latura opusă? Perpendiculară. Înălțime. Deci asta este cu înălțime. Dă calitatea de înălțime. Deci A, M, înălțime. Tu vrei să plecăm cu calitatea de înălțime, da? Da. Am plecat din înălțime, că e din vârf, perpendiculară pe latura opusă. Bun. Triunghiul fiind isoscel, că știi că e triunghiul isoscel, latura asta e cât asta? Corect. Da. Și acum, ce părere ai de triunghiurile A, M, B și A, M, C? Sunt congruente. Din ce motiv? Pentru că A, M este latura comună, A, C congruentă cu A, B din ipoteză și avem unghiul A, M, C și A, M, B. De 90 de grade. Deci sunt două triunghiuri în care ai două triunghiuri dreptunghice, da? Dacă înălțime ai unghiul acolo. Și ai, ce? Ai ipotenuză. Și asta catete. Ipotenuză. Și este în cazul de congruență cunoscut ipotenuză IC. Ipotenuză catete, da? Și condițiile astea, triunghiurile sunt cum? Congruente. Congruente. Și dacă sunt congruente, și latura asta e cât asta. Da? Și dacă laturile acestea sunt egale, perpendiculara care vine pe mijlocul laturii, este ce în condiția asta? Fosta înălțime? Este secund. Păi da, perpendiculara pe mijlocul unui segment. Mediatoare. Perpendiculara pe mijloc, imediatoare. De-aia spuneam mai devreme. Dacă nu facem... Și eu am făcut recapitularea asta. Dar mai mult nu știu ce să fac. În locul vostru, frate, nu pot să spun. Deci, cele patru linii când le-am insistat, și am insistat, am făcut-o pentru ca acum să putem face probleme. Deci ce e înălțimea? Dusă din vârf pe latura opusă. Perpendiculara, din vârf pe latura opusă. Mediana unește vârful cu mijlocul, mediatoare fiindcă perpendicular pe mijloc, corect. Și bisectoare împarte unghiul în două. Adică și mediatoare și mediatoare. Acum trebuie să demonstrăm. Deci ea are ca temă că dacă plecăm, în ipoteză triunghi isoscel și luăm una dintre ele. Înălțimea. Ori că plecăm cu înălțimea, ori că plecăm cu bisectoare, ori cu mediatoare, să demonstrăm pe toate celelalte. Deci, în problema lui Adina avem așa. Hai să zicem ipoteză. Ipoteză avem așa. Triunghiul ABC isoscel. Și mai punctăm care sunt cele două laturi. Care e important. AB cu AC. AB, segmentul AB, congruent cu segmentul AC. Din ipoteză. Păi, suntem tocmai în ipoteză. Așa. Deci punctăm ipoteza. Da. Și avem AM. Și mai avem într-un triunghi isoscel că unghiurile de la bază sunt congruente. Lucrul acesta trebuie să îl luăm în calcul. Da? Deci, unghiul ABC congruent cu unghiul ACB. Adică, da? Deci unghiul B și unghiul C sunt congruente. Laturile congruente, triunghiul fiind isoscel. Și mai adaug acum că A e înălțime. Așa avem o problemă. A e înălțime. În concluzie, trebuie să arătăm că A e este AM este mediană, virgulă, mediatoare, virgulă, bisectoare. O altă problemă care ar fi, Adi? Să luăm tot triunghiul isoscel, dar pe AM să luăm în loc, plecăm în ipoteză ca înălțime, să plecăm că este mediană și să arătăm celelalte trei. Sau că mediatoare să arătăm celelalte trei. În concluzie, avem patru probleme. Putem formula. Demonstrați. Hai să ne străduim să arătăm. Eu știu că e înălțime, da? Da. Știu că e înălțime.
și să arătăm că este mediană mai întâi. Ce ar trebui să arăt ca să fii mediană, Miruna? Că BM e cât MK. BM este cât MK. Dar trebuie să triunghiurile A, BM și A, MK. Deci triunghiurile, fie triunghiurile A, BM și A, MK. Așa avem AB congruent cu AC. AB congruent cu AC din ipoteză. Avem că A, B congruent cu AC din ipoteză. Triunghiul AMG, AMB este congruent cu AMC tot din ipoteză. A, M, B. A, B, G. A, M, B cu A, M, C. A, M, B cu A, M, C din ipoteză, pentru că e înălțime, da? Deci unghiul A, M, B, A de bine, da. Uite-te așa, congruent cu A, M, C. Și A, M, e latură comună. A, M, C din ipoteză. Dar nu putem să zicem că măsura lui A, M, B egal cu măsura lui A, M, C și egal cu 90 grade. Sigur că da. Ori am spus că unghiurile sunt congruente, da. Ori că spunem că măsura acestuia egal cu măsura acelui alt și egală cu 90 de grade, este același lucru. Da. Și atunci da? Rezultă că din ipoteluză unghi... Stai puțin, mai trebuie una. Deci noi ce avem? A, tu ai zis că A, B, cât A, cât da, nu? Da, să spun că A, M este latură comună. Foarte important. Deci A, M, latură comună. Segmentul armă, latură comună. Și din ipotenuză unghi. Și din cazul de congruență ipotenuză unghi. I, U, care, care e U? Care e unghi? O, e, mă, e ipotenuză. Care a, e ipotenuză? A, B, e ipotenuză, că se uită pe, pe unghiul 30 grade. Cum să fie A, e, mă, ipotenuză cu I? A, B, A, B, A, B. A, B și A, C. Dar se uită spre unghiul de 90 grade, deja asta e ipotenuză. Sigur că da. Adică, de ce ai spus tu că A, este ipotenuză? Ce a avut de gând? Ai fost atent, nu? Practic, pentru triunghiul A, M, B, A, pe A, M, catetă și B, M, pentru triunghiul celălalt, pentru A, M, C, A, pe A, M și pe M, C, catete. Iar A, B, respectiv A, C, în cele două triunghiuri sunt... Ce sunt? Sunt ipotenuze. Da? Deci, în triunghiurile acestea, două, A, B și A, C sunt ipotenuze, iar A, M cu B, M, respectiv A, M cu M, C sunt catete. Da. Două catete. Și de ce e ipotenuză, domnul profesor? Acum vreau să întreb și ei. Ipotenuză, este drept că au ipotenuză, da, ipotenuză. Da. Și unghi? Care unul? Ăla, bucă. Că dacă se folosește de la 90 de grade, nu e. Păi nu trebuie luat ăla din 90 de grade, unghi ascuțit. Ipotenuză catetă. Păi, ia mai gândește, că tu ai zis acolo unghiul de 90, l-ai zis. Păi, ipotenuză catetă, merge, nu? I, C. Păi da, atunci ai, nu ipotenuză unghi. Iar mergea și ipotenuză unghi, dacă îmi spunea dacă sunt unghiul ăsta cu ăsta. Da, nu avem ipoteză. Am înțeles. Da? Deci nu s-a mers pe chestia asta, s-a mers pe varianta cealaltă, merge și asta. Ipotenuză catetă. Deci, mergem pe ipotenuză IC, da? În cazul ipotenuză catetă. Și atunci rezultă că triunghiurile luate în discuție. Triunghiul A, B, M, este congruent cu A, C, M. Da. Și atunci rezultă că BM e congruent. Toate elementele sunt congruente, două cele ne luate în calcul. Adică A, BM e congruent cu MK. BM congruentă cu MK. Și asta ce îmi face? Îmi trebuie să este mediană. AM este și... Atunci rezultă că AM e mediană. Da. Și BM congruent cu... Și o pică. Și faptul că e perpendiculară pe mijloc, ce mai este AM? Mediatoare. Este și mediatoare. Deci AM e mediană, virgulă, mediatoare. E și perpendiculară, nu? Mediatoare. Da. Mediană, mediatoare. Acum, și fiindcă noi știm să scriem și elementele toate, adică unghiul B, A, M, congruent cu unghiul B, A, M, M, A, C, atunci rezultă că A, M, bisectoare.
Iată cum. Cum înălțimea devine mediatoare, mediană, mediatoare și bisectoare. Printr-o simplă congruență. Deci am plecat în ipoteza de cu calitatea lui AM de a fi înălțime și ea devine mediană, mediatoare și bisectoare. Să scoatem în evidență chestia asta când am zis congruența triunghiului. Noi am scris congruența triunghiului și când să tragem concluziile, am căpătat calitatea aceea. Dar vezi, nu puteam spune nimic dacă nu aveam punctat că am de-a face cu cine? Cu ceea ce știam că din congruența triunghiului sunt toate elementele celelalte congruente, două câte. Mi-am învățat. Mai aveai și altceva care nu știi? Deci, mai aveai și alte probleme? Mai aveam 5 exerciții. Dar nu le știi? Ce? Da, ce? Le știi? Ce exerciții sunt? Ca să vedem. Să te ajutăm. No, dar eu sunt în problema aici. Dacă plec în loc din înălțimea AD, atenție, dacă în loc din înălțime punem oricare alta, adică punem mediana. Da. Atunci vom arăta în concluzie că AM este ce? Mediatoare, bisectoare și înălțime. Celelalte trei. Da. Dar trebuie să știi ce calitate au lor, au ele, din concluzia triunghiilor. Adică ce ne-ați predat? Adică ce am recapitulat? Tot ce am recapitulat. Da. Te din astea. Păi da. Dar voi aveți mare nevoie să înțelegeți un lucru. Eu tot insist. Nu se poate la geometrie decât făcând efort propriu. Și nu faceți deloc efortul acela de care v-am spus. Adică să vă duceți acasă. Că tot ce am făcut eu acum, eu am depus maxim efort. Dar pe jumătate din toată vorbăria mea și din efortul meu a zburat pe lângă. Atunci, voi neavând lucrurile puse la punct, înseamnă că vedeți frumos asta o dată, de două ori, de trei ori, până când înțelegeți bine și cu căiețelul lângă voi, copii, nu stați ca la un film, mai mă duc, mai mă strigă o prietenă, nu mai știu ce, nu știu ce, mai dau un telefon. Dacă mintea nu aveți acolo localizată, nu faceți nimic. Vreau să fiu cinstit cu voi. Da. Dacă nu facem efort, nu facem progres. Și apoi se mai întâmplă un lucru. Poate să fie un foc de paie, o notă obținută bună. Corect. La un moment dat. Noi trebuie să susținem prin efort această muncă care o depunem, încât să facem, cum să spun, dovada faptului că am asimilat niște cunoștințe. Și nu puteți la geometrie, dacă geometria nu legați bine și vă scapă multe lucruri, nu e ca la o poezie. Vezi poezia aceea, la română, aia o știi, o repezi de 10 ori, nu mai are legătură cu lecția din urmă. Da? Deci ele se leagă. Nu avem altă variantă. Și la mediană, că e 1 pe 3, de habar n-au. La o treime de bază și la două treime de vârf. Pe linia mijlocie, ai văzunește vârful, cele două mijloace și... Dar se fac multe probleme. Eu aveam acum în minte să fac o problemă frumoasă, foarte frumoasă. Dar o să facem și... Și ne-am și noi temă, la geometrie. Foarte bine. De linie, foarte bine. Și din mediană trebuie să facem, pentru că nu știți asta cu 1 pe 3 și din linia mijlocie. E 1 pe 2 din... Da, da, da. Deci, ne oprim. Și vă spun că trebuie să vedeți. Sunteți în măsură să vedeți filmul ăsta. Neapărat trebuie. Alealte din urmă. Sunt atâtea filme făcute. Da? Trebuie neapărat să lucrați. Neapărat, neapărat, da. Neapărat. La revedere și vă mulțumim că l-ați urmărit pe Prof Online.